Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM. Expertul Misiunea Verde și astăzi în studioul nostru, de data aceasta pe un subiect despre care se vorbește mai puțin, poate pentru că, deși este vital pentru sănătatea noastră și pentru însăși existența noastră, nu-l vedem și nu trebuie să facem un efort foarte mare ca să beneficiem de el. Vorbim despre aer. De câte ori însă ne gândim ce inspirăm în corpul nostru, indiferent că suntem pe stradă sau chiar în casele noastre. De unde vine aerul care ni se cuvine pentru a supraviețui și ce conține el? Cum ne poate afecta sănătatea fizică și chiar mentală? Alături de noi astăzi doamna Beatrice Mahler, medic pneumolog și directorul Institutului Marius Nasta din București. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să fiți expertul Misiunea Verde pe un subiect atât de important pentru noi și pe care poate nu îl înțelegem atât de bine. Mulțumesc pentru invitație. Eu mi-am dorit tare mult să-i aduc pe ascultătorii noștri în emisiunea noastră și să aflăm ce interesează, să ne trimită întrebări și să le dăm răspunsurile de care au nevoie, ca să facem conexiunea asta mai directă, poate pentru ei, între protecția mediului și sănătatea lor. Pentru că vorbim rar despre asta și de foarte multe ori nu înțelegem că aerul, apa, solul, dacă sunt poluate, de fapt ne afectează sănătatea noastră și de asta vrem noi să înțelegem ce putem să facem. Așa că avem câteva întrebări interesante de la ascultători și prima întrebare vine de la Mădălina, să o ascultăm. O să iau măsuri, pentru că la noi în cartier miroase groaznic, mai ales seara și dimineața. Toți senzorii aceia sunt dați peste cap, dar nu... Este de la vreme, de la încălzire, de la centrale, de la... Nu ți-e clar exact de la ce sursă vine poluarea? Nu. Deci ai vrea să știi care sunt ar fi sursele de poluare? Da. În ce zonă stai? Vis-a-vis de Roata Mare, de Herăstrău. Care sunt sursele de poluare ale aerului? Ascultătoarea dumneavoastră se referă la o sursă de poluare externă, pentru că atunci când vorbim de poluare, vorbim de poluare din interior sau poluarea externă. Poluarea externă și ceea ce făcea referire posibil, pentru că vorbea de poluarea nocturnă, probabil vine dintr-o zonă industrială din apropiere, de la arderi ilegale, de la încălzirea locuințelor, care nu se face întotdeauna, sau sunt locuințe care se încălzesc cu combustibil solid și care pot să degaje pe lângă particule care ne fac rău și un miros care nu este deloc plăcut. Din păcate, ce poate să facă? Aici lucrurile sunt împărțite, pentru că cea mai mare responsabilitate este a autorităților. Noi, ca cetățeni, putem doar să fim complianți cu recomandările și cu prevederile legislative pe care autoritățile vin să le impună pentru fiecare din noi, pentru gospodăria pe care o avem. Bun, mai avem o întrebare interesantă și foarte logică, o întrebare care vine de la Cristina. Boli se pot face de la poluarea atmosferică. Ce boli se pot face de la poluarea atmosferică? Le-aș împărți în două categorii, cele acute, care sunt de regulă reacții alergice, când începem să strănutăm, începem să tușim, când lăcrimăm, pentru că ajungem într-un mediu poluat și poate cel mai bun exemplu ar fi momentul noaptea de Revelion, când apar foarte multe artificii și acel fum unecăcios. Bolile cronice, acestea sunt puțin mai dificil de identificat pentru că sunt tăcute, poluarea acționează lent, determină modificări structurale pulmonare și nu numai, dar primele sunt pulmonare pentru că plămânul ia contact cu aerul și sunt variate, de la o predispoziție către infecții respiratorii repetate, la modificări de structură pulmonară, astm, BPOC și chiar și cancer. Și cancerul se pare că se corelează foarte bine cu poluarea. Un cancer care însă nu este în aceeași categorie ca și tipologie, ca și cancerul pe care îl produce fumul de țigară. Dincolo de bolile respiratorii, sunt dovești științifice la particulele de materie foarte mici, de 2,5 microni și sub această dimensiune, practic a 16-a parte dintr-un fir de păr, din diametrul unui fir de păr, ele pătrund în sânge, ajung la nivel cerebral, pot determina risc de accident vascular cerebral, boli cardiovasculare, dacă se fixează în vase,
și indirect pot să crească riscul de diabet zaharat. Mă bucur tare mult că ați amintit despre artificii, care mi se par, dincolo de faptul că sunt extrem de periculoase, da, că, mă rog, pot duce la accidente foarte grave, sunt și o sursă de poluare și nu știu de ce nu reușim noi, românii, să nu mai facem asta, deși sunt interzise, din câte am înțeles. Și aș vrea să le amintim, să le reamintim ascultătorilor că, dincolo de plăcere, așa de moment, ele sunt foarte periculoase. Și mai aș vrea să spun că aceste particule care apar în aer în momentul nopții de revelion, pentru că acolo sunt cele mai frecvente momente în care asistăm la focul de artificii, ele persistă în atmosferă până la 5 zile, mai ales dacă condițiile meteo sunt favorabile. Și pocnitorile alea îngrozitoare? La fel. Orice particulă care ajunge în aer, dacă nu există vânt puternic sau dacă este un plafon de nor foarte jos, persistă în aer și noi inhalăm. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru astăzi. Ne reîntâlnim cu doamna Mahler și săptămâna viitoare și de acum înainte, pentru câteva ediții, să vorbim despre de ce este important să respirăm un aer curat. Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.